jigodiile ordinare din Parlament, în aceste zile a săptămânii mari dinaintea Sfintelui Paști, dezbat un proiect de lege 145 din 2023, care va monitoriza, dacă va intra în vigoare ca lege, va monitoriza copiii români. Da? Se înființează Observatorul Național al Copilului, unde toate informațiile copiilor vor fi introduse într-un sistem informatic, digital, da? Iar printr-o structură comunitară, așa, în subordinea consiliilor locale, vor dezbate împreună cu asistența socială, împreună cu medicii, da? Fiți atenți, deci e vorba și de vaccinare obligatorie a copiilor, medicii și DSP-ul. De când intră DSP-ul și medicul într-o structură comunitară de observație asupra copiilor, statutului unui copil, da? De când? De când? Pentru că eu cu medicul meu de familie sunt certată și mulți români sunt certați pentru că copilul meu de 9 ani nu este vaccinat, da? Și ei sunt sancționați la rândul lor pentru că nu m-au putut pe mine convinge să-mi vaccinez copilul, da? Și acum intră într-o structură a unui observator copilului național, unui observator național al copilului. Da, un copil național pentru că vin de la nivel, da, vin toate la nivel de la directivele Bruxellesului, vin asupra României per ansamblu. Așa. Deci împreună cu ANPDCAU, da, cu Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilor și Adopție, da, vor analiza situația copiilor noștri, dacă sunt vaccinați, dacă au un mediu de dezvoltare socială și de egalitate a șanselor, da, pentru că și Ministerul Tineretului și a Familiei și a Egalității de Șanse este o structura care va controla bunăstarea copiilor noștri. Fie mama voastră de jigodi ordinare! În Germania copiii primesc bani și primesc alimente în momentul în care nu pot supraviețui. Deci părinții copiilor, o Românie îngenunchiată datorită inflației, da? Are nevoie de ajutoare din partea bugetului local și a bugetului de stat, da? O familie care nu poate supraviețui, sunt copii flămânzi care dorm noaptea flămânzi, se culcă flămânzi și voi jigodii ordinare în loc să veniți cu niște legi într-adevăr europene, pentru că dacă veniți cu legile europene per ansamblu, da, ați da ajutoare concrete și reale acestor copii din România care au nevoie, pentru că sunt mulți. Și voi veniți și instituiți, e ca și cum ai venit la un copil cu biberonul, dar fără lapte. Da? Deci institui tu o structură care să dea copilului posibilitatea prevenirii de separare de familie. Să previi separarea copilului de familie. Pe cum o previi, mă, jigodi ordinară, când nu mai am... Cum previi tu? Să aduci bunăstarea familiei, să ajuți, da? Pentru că este o inflație indusă voită în România. Și o ajuți. Așa cum este ajutat copilul din Germania, copilul din Elveția, copilul din Italia. Nu vii tu și faci o structură în momentul în care... Normal că sunt foarte multe familii care nu pot mai ajunge pe ziua de mâine. Și ce faci? Iei copiii și distrugi familiile? Asta este proiectul tău? Ca guvern, ca parlament? Deci a trecut de senat, de puterea legislativă. Acum trece de Camera Deputaților. Și va intra în vigoare ca putere executivă. Pentru ce? Pentru că noi suntem proști și nu vrem ca să înțelegem că ei trebuie să ajute aceste familii. Pentru că așa sunt ajutate în toată Europa. În toată Europa, în afară de România, nu sunt ajutate. Deci în timpul pandemiei, familiile care, datorită restricțiilor și așa mai departe, a inflației care a început din 2020 la noi în România în forțe, familiile din Europa erau ajutate, la noi în România erau maltratate economic. Da? Și acum tu, în loc, după toată situația care a fost, în loc să aduci bunăstarea copilului prin proiecte reale, adică prin ajutoare reale, da? Tu ce faci? Ce?
Guvern de jigodii plin. Să crezi tu că vei înființa tu sistem informatic în care datele copilului meu vor fi introduse acolo. Da? Și un proiect care presupune sancțiuni. Deci cum să aduci tu sancțiuni unui proiect? Prima dată vină cu ajutoare reale și apoi sancționează. Formează centre de zi pentru prevenirea separării copilului. Ce centre de zi? Dă oamenilor alimente și mâncare și bani și rechizite, haine, familii care nu pot ajunge pe ziua de mâine. Asta înseamnă. În Germania, în momentul în care tu nu poți să ajungi la sfârșitul lunii, te duci la stat, la administrația locală și Consiliul Județean cu Consiliul Local îți acordă ajutor. Da? Pentru că sunt legi la nivel național să fii ajutat în momentul în care tu nu poți supraviețui și nu poți să-ți crești copiii. În România de ce nu sunt? De ce? Pentru că suntem în Europa. Da? Suntem în Europa și trebuie să fie și în România lucrurile astea. Dar noi nu. Noi formăm centre de observație naționale a copilului, prin care DSP-ul și medicul de familie trebuie să își dea cu cuvântul dacă este vaccinat sau nu este vaccinat. Fira mama voastră de vaccinare și de că asta este ținta voastră. Digitalizare, monitorizare digitală a copilului meu, a vaccin, dacă a fost sau nu vaccinat. Eu nu vreau să-mi vaccinez copilul, deci să vină medicul, deci să-mi țină mie teorii și dacă nu să fiu sancționată. Nu vreau să mă vaccinez și nu vreau să-mi vaccinez copilul cu serurile voastre, cu prospectele în alb, cu pline de metale grele și cu... Cum să-mi vaccinez copilul cu așa ceva? Vaccinați copiii voștri, nu pe mei. Deci, dacă voi, români, nu vă treziți, dacă acum nu vă treziți, măi oameni buni, nu putem accepta lucrurile astea. Nimeni nu vorbește. Deci pe 6 martie eu am impresia că s-au votat proiecte legislative care efectiv vând România cu copii, cu toți, cu bătrâni, cu toți, efectiv întreprinderi publici, tot. Deci proiecte abuzive peste proiecte abuzive. Și senatul tace, senatorii tac. Deci trebuie luate și analizate toate proiectele legislative care sunt încă în Camera Deputaților în dezbatere, care au trecut de Senat deja, pentru că este în fiecare zi apare câte un abuz mult mai mare. Nu putem accepta lucrurile astea. Se privatizează instituțiile publice. SRI-ul intră în activitate de anchetare.